Natalia Gavrilița a fost un ministru al finanțelor în guvernul condus de Maia Sandu, a fost desemnată candidat la funcția de premier. Decizia a fost anunțată de președintele Maia Sandu în cadrul unui briefing de presă. Totodată, șeful statului a precizat că pledează în continuare pentru alegeri parlamentare anticipate. Natalia Gavrilița, un om în care am încredere, o profesionistă integră și responsabilă. I-am dat doamnei Gavrilița sarcina să creeze echipa guvernamentală și să pregătească un program de guvernare. Acum, fracțiunile din Parlament vor avea posibilitatea să demonstreze dacă cu adevărat își doresc alegeri parlamentare anticipate sau dacă umblă cu minciuni și încearcă să pună capcane. În scurt timp după anunțul Maiei Sandu, Natalia Gavrilița a scris pe pagina sa de Facebook că este onorată să fie desemnată în calitate de candidat pentru funcția de premier. Îmi voi folosi aptitudinele și competențele pentru îmbunătățirea vieții oamenilor și prosperarea Moldovei. Cred cu tărie că cetățenii merită dreptate și bunăstare și voi veni cu o echipă și un program care pot să scoată țara din criză și să apere interesele cetățenilor, a mai adăugat Gavrilița. Potrivit legislației, candidatul la funcția de prim-ministru are la dispoziție 2 săptămâni ca să-și formeze echipa și să pregătească un program de guvernare cu care să vină în Parlament. Guvernul i-a investit cu voturile a cel puțin 51 de deputați. Curtea Constituțională a declarat recent drept inadmisibilă sesizarea deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate privind autodizolvarea Parlamentului. Potrivit curții, legislativul poate fi dizolvat doar în condițiile prevăzute de articolul 85 din Constituție, și anume, imposibilitatea de a forma guvernul din 2 încercări sau dacă nu adoptă niciun act normativ timp de 3 luni.